Sportul special, dragi prieteni, luni după amiază, întâlnire cu fotbalul telormânean, un invitat special, o nouă reîntoarcere în fotbalul alexandran, în fotbalul telormânean, un invitat care, de la care așteptăm răspunsuri și căruia o să, împreună cu care o să încercăm să înțelegem care vor fi de aici încolo coordonatele desfășurării competiției județene de Liga a 4-a. Dragi prieteni, am plăcerea de a vă invita, de a vă prezenta invitatul din această seară, nimeni altul decât proaspătul antrenor al celor de la Fotbal Club Municipal Alexandria, domnul Romulus Ciobanu. Bună seara și bine ați venit! Bună seara atât dumneavoastră cât și telespectatorilor care ne urmăresc și, nu în ultimul rând, tuturor iubitorilor de sport din județul Teleorman. Domnule Ciobanu, înainte de a intra în desfășurătorul normal al fiecărei ediții de Sportul Special, vreau să vă întreb cum ați regăsit Alexandria după o absență de 2 ani? 4 ani de 4 zile. Ani de zile, iată. Bă, mai multă culoare? Mai ați venit toamna culoare? Mai multă culoare, da. Mai multă culoare. Mașini străine? În sensul că am găsit Alexandria la un alt nivel fotbalistic față de cel la care am activat când am fost în prima fază la Alexandria. Îmi pare foarte rău. M-am întors cu mare bucurie, am acceptat imediat propunerea de a discuta cu conducerea clubului o eventuală colaborare. Încă din vară a fost această discuție. Între timp s-a luat hotărârea să fie numit un alt antrenor. Drept dovadă că chiar și la a doua discuție am acceptat și am sosit la Alexandria. Cum vă spuneam mai devreme, m-am întors cu bucurie, m-am întors cu poftă de muncă și să pun umărul la ceea ce își dorește conducerea clubului în acest moment, adică formarea unei echipe cât mai bune, sub tutela FCM Alexandria, acest brand care pentru mine este un brand și mă simt onorat că antrenez FCM Alexandria, adică formarea acestei echipe și urcarea pe scară ierarhică a echipei până la cel puțin nivelul Ligii a 3-a. Cel puțin nivelul Ligii a 3-a, sunteți la momentul actual în Liga a 4-a. Fac o analiză pe text la prima dumneavoastră declarație din această emisiune. Ați venit cu drag, cu sufletul deschis. Bun. Ați venit după etapa nouă, în plină toamnă. Echipa Scârția a avut și câteva derapaje. Spuneați că ați avut negocieri și discuții cu cei care hotărăsc destinele lui FCM Alexandria încă din această vară. În mod normal, când pleci la un drum nou, când faci niște planuri, mai ales pentru un brand fotbalistic telormânean, cum este Fotbal Club Municipal Alexandria, te gândești să numești un antrenor împreună cu care să duci acel proiect până la capăt. Ori, schimbarea antrenorului pe parcurs, la jumătatea turului, arată că acel om nu a fost bine ales sau, mă rog, nu ți-ai făcut bine calculele de la început. Ce fel de discuții ați avut în vară de n-ați reușit să cădeți la o înțelegere? Se spune că sunteți un antrenor care cere putere de decizie totală la echipă și e destul de scump. Era problemă la FCM cu banii din punctul ăsta de vedere sau, așa zisa dumneavoastră autoritate, a speriat la început în vară conducerea? Cu siguranță și din câte cunosc, în vară, în afara persoanei mele, au mai fost negocieri cu Fotbal Club Municipal Alexandria încă 2 sau 3 antrenori. Fiecare, sau cel puțin în momentul discuției mele cu conducerea clubului și implicit domnul primar, eu mi-am prezentat un plan, eu mi-am prezentat o strategie pe care am cerut să fie respectată sau să încercăm să o punem în aplicare exact cum îmi doresc. Pentru că, exact cum a spus, îmi place să-mi asum toate aceste responsabilități, îmi place să îmi creez un lot de jucători cu oameni de caracter,
Îmi place să am din partea conducerii administrative și executive a clubului toate condițiile necesare desfășurării activității în condiții cât mai profesioniste, în care jucătorii să nu aibă ce reproșa și ei decât să-și vadă de activitatea lor. Și acum că sunt un antrenor foarte scump, rămâne la aprecierea celor care sunt în măsură să aprecieze acest aspect. Nu știu cât, dacă sunt chiar așa scump, ținând cont că am câteva echipe, am oarecare experiență și asta este viața noastră, a antrenorilor, a sportivilor. Ne lăsăm familiile pe acasă, să plecăm, eu știu, departe de casă, ajungând decât la final de săptămână. Și atunci, probabil, contează și partea financiară a mea. Nu o să discutăm foarte mult despre aspectul ăsta al chestiunilor financiare legate de contractul dumneavoastră. Eu l-am enumerat doar așa, eu știu, ca un portret al dumneavoastră. Ați vorbit acolo de un plan pe care l-ați discutat cu conducerea orașului și a clubului de fotbal FCM Alexandria în această vară, înaintea debutului, înaintea plecării la un nou drum, la capătul căruia trebuia să se vadă Liga 3-a. Din condițiile pe care le-ați enumerat, ale planului dumneavoastră, sunteți mulțumit acum de negocieri sau au acceptat, domne, numai vino, facem cum spui tu? Sau ați negociat pe fiecare, nu ne băgăm la echipă, nu? Ați găsit un loc de jucători deja format? Da. Nu e treaba mea și oricum nu sunt antrenor, nu știu de caracterul jucătorilor sau de neapărat valoarea lor, dar lotul e deja format. Mulți antrenori se feresc să vină la jumătatea drumului pentru că nu ei au ales lotul. Echipa e la momentul actual pe poziția a treia. Nu ați vorbit de un obiectiv concret, formarea unei echipe. Adevărat. Cum au fost negocierile în această toamnă? Probabil ceea ce am prezentat eu conducerii echipei în vară și probabil pașii greșiți care s-au făcut în urma meciurilor pierdute de către FCM Alexandria în acest început de sezon a convins, să zic, stafful administrativ să reia negocierile cu mine. Probabil au înțeles că lucrurile, ca să meargă bine, trebuiesc făcute încă de jos, de la temelie. Au acceptat să colaboreze cu mine în aceste condiții în care trebuie să fim conștienți cu toții și se pare că și dumnealor sunt destul de conștienți. Chiar dacă ne dorim din suflet cu toții să ajungem la acest final de campionat și să participăm la meciul de baraj, trebuie să recunoaștem că este foarte greu. Dar, cum spuneam mai devreme, că nu s-a fixat un obiectiv sau că am spus sau de crearea... Nu e public. Cum? Poate obiectivul nu e public. Da, obiectivul... Eu, în primul rând, mi-am fixat personal câștigarea tuturor meciurilor până la finalul campionatului. Asta nu rămâne decât de văzut dacă reușim și mai departe, eu știu, contracandidații, poate la rândul lor, vor face și ei pașii greșiți de care să profităm și noi. Domnule antrenor, astăzi ne-am întâlnit pe stadionul municipal din Alexandria. Vă mulțumim încă o dată că ați deschis porțile la antrenament. E o premieră pentru mine. Dacă suntem pregătiți cu imaginile surprinse astăzi la stadionul municipal din Alexandria, de la antrenamentul de acum câteva ore al celor de la FCM, le așteptăm din regia de emisie să discutăm pe ele. Ne uităm puțin și asupra lotului de jucători. Da, o să rezolvăm chestiunea. Bun, aici este lotul de jucători al lui Fotbal Club Municipal Alexandria. Imagini surprinse acum mai 2 ore, 3 ore maxim. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ne-ați primit. Încă o dată spun că e o premieră pentru noi. Mi se pare niște chestii normale. Pe mine mă bucură, în primul rând, interesul presei și interesul televiziunilor de a veni alături de echipă, de a ști, eu știu, de a cunoaște cât mai multe lucruri despre
modul de pregătire și despre condițiile de pregătire ale echipelor din Teleorman, nu neapărat numai Alexandria, nu face decât să, eu știu, să-i stimuleze pe jucători, asta este părerea mea, această apropiere a presei și comunicarea asta de ambele părți să fie întotdeauna deschisă. Da, v-am lăsat să vă duceți ideea până la capăt. Un adevărat principiu de lucru de aici încolo. Domnule Cioban, lotul pe care l-ați găsit după parcurgerea celei de-a noua etape din această ediție de campionat a Ligii a IV-a, câți jucători aveți? Sunteți deja de două săptămâni înscăunat? Da. Ce situație ați găsit la echipă? O să ascultăm și niște interviuri cu băieții. Să vedeți interesante, nu ne-ați apucat să le vedeți, erați în antrenament. Câți jucători aveți și cum i-ați găsit pe ei? În momentul de față am un lot de 24 de jucători. Am un lot numeric pentru... În general îmi place să lucrez cu un lot de 23 de jucători, în care sunt incluși 3 portari. Să zicem, numeric am găsit ceea ce s-ar impune la o echipă cu pretenții. Valoric, nu vreau să mă gulesc sau, eu știu, să laud pe cineva. Este un lot valoric pentru nivelul acesta și pentru obiectivul propus. Poate 1-2 jucători care cu o mai mare experiență care să aducă un plus lotului, dar mari schimbări nu cred că necesită acest lot. În schimb, unde văd un minus, de-aia vorbeam de strategie, în eventualitatea în care această echipă ar promova la Liga a III-a, ținând cont de regulamentul care de la anul impune 3 jucători sub 19 ani în teren, iar 3 obligatoriu pe bancă ca să poată fi schimbați în timpul jocului, în acest moment în lot nu există jucători sub 19 ani. De-aia vorbim de strategie. Eu unul asta aș fi făcut, aș fi adus în lot cel puțin 4-5 jucători sub 19 ani care să fie pregătiți pentru eventuala promovare. Consider că nu poți veni în situația în care ai promovat să aduci 3-4 jucători, 5 jucători de 19 ani care de-abia au terminat junioratul și să-i bagi să joace la nivel de Liga 3-a într-un campionat național, să zicem. Domnule profesor, în vară ați pus condiții și în privința staffului tehnic? Condiții, cred că este mult spus. V-ați exprima niște dorințe, poate? Imediat vă spun despre ce este vorba. Da, am spus, condiții este mult spus pentru că, într-adevăr, am avut în perioada în care am lucrat la FCM Alexandria în Liga a III-a, am avut ocazia de a cunoaște un jucător la vremea aceea, cu vârstă de 36 de ani la momentul respectiv, Marian Bote. În momentul acela nu aveam antrenor secund. El era un jucător în vestiar, un jucător care are 36 de ani. Modul de pregătire pe care l-am adoptat la acea vreme era destul de riguros. Acel jucător la 36 ani, după cum bine știți, jucătorii mai în vârstă mai caută scuze, mai caută fel de fel de motive în care se mai sustrag de la pregătirea fizică. Acest jucător a dus tot cantonamentul, toată pregătirea la bun sfârșit, fără absolut niciun comentariu. Am considerat că este un om de caracter, iar în perioada următoare, după ce am salvat echipa, în acel an, ținând cont că echipa a fost preluată pe locul 13 și retrogradau 6 echipe, am reușit împreună cu jucătorii și conducerea de la acea vreme să salvăm echipa, să terminăm pe locul 8. Am propus în vara imediat următoare, începerii noului sezon, ca Marian Botea să fie antrenorul meu secund. Încă o dată vă spun, pentru dovada de caracter pe care a dat-o de-a lungul colaborării cu mine ca și jucător. Am considerat că merită din partea clubului și a conducerii să îi facem această propunere. A rămas lângă mine, am fost foarte mulțumit de felul cum s-a implicat, de felul cum m-a ajutat. După plecarea mea,
Marian Botea a rămas în continuare lângă echipă, având și unul sau două mandate ca antrenor interimar. A lucrat la acea vreme la Liga a treia, perioadă de 3 ani de zile, și am considerat că este, pe lângă faptul că este telormanean și cunoaște fotbalul din Telorman, am considerat că este un om de care am nevoie. Da, într-adevăr, în vară am spus, aș dori să lucrez cu Marian Botea ca antrenor secund. Cum foarte bine am spus, nu voi lucra fără antrenor de portar niciodată. Drept dovadă, în acest moment, eu am adus un fost coleg de-al meu, care am lucrat împreună și la Ștefănești, ca antrenor de portar la Alexandria. Chiar și în vremea când am lucrat la Alexandria în prima perioadă, Mirancea a fost desemnat cu pregătirea portarilor. Adică am niște principii peste care nu trec. Probabil și de aici au ieșit discuțiile că vreau autoritate de plină și așa mai departe. Nu. Sunt niște chestii elementare care trebuiesc aplicate în sânul unei echipe și în angrenajul unui club. A rămas Sorin Albeanu. Să nu se înțeleagă că îi punem la îndoială capacitățile. Este secundul dumneavoastră, se ocupă de copii și juniori? Sorin Albeanu, niciodată... Nu, e prima oară când ne-am cunoscut. Sorin Albeanu... El e o constantă în ultima vreme, știi? Să schimbă principalii, dar Sorin Albeanu exact. Rămâne. Nu l-am cunoscut nici măcar ca om. Deci nu puteam să spun, domne, vreau pe Marian Botea pentru că Sorin Albeanu nu este capabil. Doamne ferește! Deci nu am spus așa. Atât am spus, Marian Botea îl cunoșteam ca și caracter, îl cunoșteam ca și om și îl cunoșteam ca și om de fotbal. Fac o mică paranteză. Am susținut ca nu neapărat să plece Sorin Albeanu. Este exclus. Dacă cineva a transmis chestia asta, doamne, că pleacă Sorin Albeanu și nu, poate că eu am o formulă greșită. Da? Nu. Niciodată. Atât vreau să și vedem cu toții rezultatele lui Marian Botea de 2 ani de zile la această echipă Brânceni, care a preluat-o. Nivelul de pregătire este mult scăzut față de un FCM Alexandria, față de un Turnu, da, care echipe care se pregătesc zilnic într-un mod profesionist, iar Marian Botea cu o echipă care probabil o dată pe săptămână și plus sâmbătă la jocuri și de 2 ani de zile se luptă cu forțele județului. Adică vreau să spun că rezultatele îl recomandă ca pe un om capabil să ajute FCM Alexandria. De asta am spus. N-am spus, domne, vine Botea, pleacă Sorin Albeanu. Nu. Pe Sorin Albeanu l-am cunoscut acum. Iarăși, nu vreau să pară, eu știu, periaș sau ceva. Sunt surprins plăcut de Sorin. Văd că are o capacitate și se vede că a lucrat. Se vede că este un antrenor care întotdeauna este preocupat de nou. Avem o colaborare foarte, foarte bună. M-am ajutat foarte mult de sfaturile care și ideile care mi le-a transmis Sorin când am preluat această echipă în urmă cu 2 săptămâni și cam ceea ce mi-a transmis, aia am și văzut, aia am și găsit. Adică și Sorin este un om care îmi doresc să facă parte din echipa mea, din echipa noastră, să putem să îndeplinim obiectivele. Da, pentru că dumneavoastră ați descins la Alexandria, îmi place denumirea asta și îmi place că o folosiți, principalul brand fotbalistic al județului. E frumos și... Nu o folosesc, e pur adevăr. Este pur adevăr. Vă spun acum, cu mâna pe inimă, am jucat... Asta în ciudat faptul că era Liga 4, da. Da, în ciudat asta. Și pe poziția 3. Asta vă spun că în momentul în care am venit la prima discuție în vară, în momentul discuției cu domnul primar, fiecare ne-am întrebat cam ce ne dorim și dumnealui a spus ce și-ar dori și mi-am spus și eu ce îmi doresc dacă ajungem să colaborăm. Și am spus așa, FCM Alexandria este un brand și FCM Alexandria nu va trebui sau nu mi se pare în regulă să fie o echipă de Liga a treia care, eu știu, să fie undeva la mijlocul clasamentului. Văd FCM Alexandria cel puțin în momentul de față, în cazul unei promovări, să fie o echipă care să fie fruntașă în Liga a treia, dacă nu chiar mai mult.
Visul. Asta văd eu, ăsta este visul meu, așa văd eu. Că reușesc eu să-l îndeplinesc, că reușesc alții, eu așa văd FCM Alexandria. A spus vis, e bine. Rămânem la formularea asta. Dumneavoastră ne-a spus și cum vedeți viitorul lui FCM Alexandria. Ce își dorea domnul primar? Sunt curios. Dacă se poate dezvolui la discuțiile din vară. Aș dori să nu comentez. Oricum, nu departe de ceea ce îmi doresc eu. Bun. Cred că o vedea pe la mijlocul clasamentului ca să fac o glumă. Nu. Domnule Ciobanu, bun, faceți echipă bună, se pare, v-ați armonizat cu Sorin Albanu. Cum vă spuneam, antrenorul secund la FCM Alexandria, care se ocupă și de copii și de juniori și a reprezentat în această perioadă, a ultimilor ani, constanta de pe banca tehnică a formației alexandrene. Principalii s-au mai schimbat, au venit, au plecat, Sorin Albanu a rămas și era poate firesc să faceți o echipă sudată. Bun, secund Sorin Albeanu, antrenor cu portarea ați ajuns dumneavoastră. Marian Ioana. Marian. Bun, altceva noutăți în staff nu mai sunt, acestea sunt. În momentul de față nu mai sunt. Adi Chiriță, delegatul echipei. Bogdan Ciobanu, cum bine știți, președintele echipei. Și acum, pentru viitor, vedem ce ar putea să mai apară, dacă ar putea să mai apară. Vedem și până nu ajungem în perioada aceasta de pauză. De pauză, nu putem să vorbim mai multe. Atât că nu vreau să se înțeleagă că vreau putere de plină sau ce cum au denumit alții. Nu vreau decât să înțeleagă că vreau ca lucrurile să fie strict profesioniste. Și pentru asta nu îmi voi încălca niciun principiu niciodată. Dacă nu reușesc să conving conducerea echipei că lucrurile pe care eu le propun vor da rezultate, probabil vedem ce se va întâmpla mai departe. Dar asta este dorința mea, să înțeleagă că vreau ca lucrurile să se desfășoare într-o manieră profesionistă. Astăzi, la antrenamentul la care dumneavoastră ne-ați primit să luăm câteva imagini, am discutat și cu o serie de jucători. Înainte de a vedea ce au declarat elevii dumneavoastră, domnule Romulu Ciobanu, aș dori să vă întreb pe ce durată a semnat cu Alexandria? Un an și 8 luni de zile. Un an și 8 luni de zile? Da. Deci sunteți hotărâți să rămâneți și sezonul următor? Sigur. Nu vă este teamă că faceți o echipă și plecați apoi? Nu. Am în momentul reluării discuțiilor cu conducerea FCM Alexandria, eram sub contract cu FC Chindia Târgoviște, unde antrenam o grupă de republicani, grupa de republicani B. Am fost solicitat în vară de către clubul Chindia să ajut la așa zisul proiect pe care și l-au demarat acolo. Am acceptat cu mare drag. Dar în momentul în care am fost solicitat de FCM Alexandria, am adus la cunoștință clubului Chindia de reluarea negocierilor cu FCM Alexandria. Au spus că dacă dorința mea va fi să optez pentru Alexandria, nu se vor opune. Vor găsi o altă variantă și pentru a convinge încă o dată publicul spectator că nu am venit la Alexandria decât cu sufletul și m-a răcăit undeva în interior sau m-a atras foarte mult Alexandria, chiar dacă există această echipă în Liga a 4-a momentul de față, de asta vă spun, se demonstrează că chiar sub angajament fiind, am dorit să vin la Alexandria. 2009-2010 ați antrenat la FCM Alexandria. 2009-2010, da. De ce ați plecat atunci? Au fost, eu știu, niște principii pe care eu mă bazez în activitatea de antrenor și am considerat că este mai în regulă să îmi strâng mâna cu conducerea și să mergem fiecare pe drumul nostru. Bun, facem o mică pauză de respirație, timp în care
Vă invit să urmărim ceea ce au declarat trei dintre jucătorii lui FCM Alexandria. Dacă suntem pregătiți în realia de misie, așteptăm interviurile. Marius Radu, fundașul central al lui Fotbal Club Municipal Alexandria, te-am scos din antrenament. Vreau să te întreb în primul rând, cum sunt antrenamentele cu Romică Ciobanu? După cum vedeți, sunt foarte intense, pot să zic. Se vede mâna de un bun profesionist și sperăm ca să ne atingem obiectivele. Care au mai rămas obiectivele lui Fotbal Club Municipal Alexandria, ținând cont de desfășurarea actuală a campionatului județean? Obiectivele sunt ca și până acum, sunt câștigarea seriei și promovarea în Liga a 3-a. Mai aveți speranțe, ținând cont de faptul că ați pierdut acasă cu Sporting Turnu? Bineînțeles că mai sunt speranțe, sunt doar 4 puncte diferență, sunt atâtea puncte puse în joc. O să vedem, după o pregătire bună, o să vedem un retur, că va fi și retură. Marius Radu, ce a adus nou Romulus Ciobanu în pregătirea echipei sau în concepția generală de abordare a competiției? În primul rând, disciplina și seriozitatea băieților. Fiecare, cred că își dă seama că are o responsabilitate mai mare. Alexandru Tudor, te-am surprins în plin antrenament astăzi, luni. Ce a adus nou venirea la cârma echipei, venirea pe banca tehnică a lui Fotbal Club Municipal, a lui Romulus Ciobanu? Ce a adus nou în pregătirea echipei și în concepția echipei? Păi a adus nou, un nou suflu, o altă schimbare de atitudine a unor dintre jucători, în primul rând. Aveați probleme la capitolul ăsta? Cum era atitudinea voastră? Erați demoralizați? Erați relaxați? Ați vorbiți de schimbarea mentalității? Da, parcă nu cred că vântul potrivit relaxat. Cred că era, nu știu, să zic, puțină neseriozitate a unora dintre jucători, nu neapărat relaxare. Dar acum poate noul antrenor este un pic mai drastic și sunt și ei un pic mai serioși, părerea mea. Era nevoie oarecum de mai multă militarie în pregătirea și abordarea jucătorilor de la FCM a competiției? Da, părerea mea asta este că trebuie să fie mai multă militarie dată jos din pot pentru o schimbare bună. De ce nu este pe primul loc FCM Alexandria și este Sporting Turnu? Pentru că le-au bătut în meci directorul 0. Eu zic că asta e principalul răspuns. Are puterea FCM să revină în lupta pentru titlul și promovare? 4 puncte în competiția județeană sunt multe, ținând cont de cum se desfășoară în general astfel de competiții. Eu zic că nu sunt multe 4 puncte și avem speranțe mari că o să ajungem și o să și câștigăm seria. Florin Radu, în plin antrenament, ce a adus nou Romulus Ciobanu în abordarea pe care au jucătorii de la Fotbal Club Municipal în privința competiției? A venit într-un moment în care era nevoie de o schimbare, se pare, altfel nu venea. Nu, pe noi ne interesează schimbările care se fac la echipă, ne interesează doar să ne facem treaba în teren și domnul profesor a adus în primul rând atitudine la echipă, ceea ce nouă ne cam lipsea. Și se vede, de când a venit domnul profesor, atitudinea mea și a întregii echipe. Despre atitudine au vorbit și colegii care au stat de vorbă cu noi înaintea ta. Cum era FCM-ul la acest capitol înainte de venirea lui Romulus Ciobanu și cum încearcă să fie odată cu venirea lui? Cum? Echipa tot așa era, își dorea să câștige, dar nu, ne lipsea ceva. Nu, chiar nu știu ce să zic în privința asta. Nu știu, probabil chiar nu știu ce să vă zic. Prea multă relaxare? Nu prea multă relaxare, dar nu, colegii, toată echipa nu prea ne implicam în antrenamente, în tot ceea ce făceam cu foștii antrenori și nu știu de ce. Că eu cred că trebuia să facem același lucru care le facem și acum atunci, dar nu știu, nu vă pot da o explicație în privința asta. Îi aveți pe conștiință și pe Mircea Cristescu și pe Gabriel Lungu echipa? Ne pare rău pentru dânsii, dar asta e viața de antrenor. Se putea întâmpla și la noi, ca noi să părăsim echipa, dar știți cum este viața de antrenor. Astăzi zici, mâine nu ești. Mare putere FCM-ul să revină? Diferența e de 4 puncte. La prima vedere nu e o diferență insurmontabilă, dar ținând cont de caracteristicile unei competiții județene, va fi totuși greu să-i ajungeți pe cei de la turnul.
Este greu, dar nu vom renunța. Obiectivul nostru, începând de când a venit domnul profesor, este să câștigăm fiecare meci în parte și la sfârșit vom trage linie și vom vedea unde vom fi. Noi ne dorim din suflet să terminăm pe primul loc și sper că vom putea. E? Obiectivul nostru de când a venit domnul profesor, rectele dumneavoastră, este să câștigăm fiecare meci, că înainte era să unul din două sau cum. Bun, interesante declarații, nu le-ați văzut. E prima oară când răzbim acolo să luăm interviul de la jucătorul FCM Alexandria. Declarații diplomatice, vă laudă, apreciază metodele, normal s-a schimbat antrenorul, trebuie să demonstreze, trebuie să-i câștige încrederea. Însă au vorbit despre atitudine, de o atitudine relaxată, o atitudine nu tocmai profesionistă, să o traducem așa, pe care dumneavoastră încercați să o construiți. Mental, echipa, lotul de jucători, sunt foarte multe caractere acolo, 20 ceva de băieți. I-ați găsit așa demoralizați? Da, nu știu, nu pot să vă spun că i-am găsit demoralizați. Nu am văzut, eu știu, discuții pe la colțuri în care să acuze metodele de lucru de dinaintea venirii mele. Adică nu am văzut jucători care să dea vina, eu știu, pe altcineva sau să-și găsească între ei. Cutare a fost vinovat pentru că s-a pierdut meciul cu turnul sau... Nu am văzut, adică, o echipă care să învinovățească pe cineva. În schimb, pentru că băieții au vorbit de atitudine, pentru că băieții au vorbit de mentalitate, în general îmi place să mă cred că sunt învingător. Și în urma discuțiilor avute cu ei, chiar nu m-a interesat ce le-a lipsit, chiar nu i-am întrebat ce s-a întâmplat înainte. Decât le-am explicat care sunt principiile mele, le-am explicat ceea ce doresc eu de la acest lot de jucători și spre bucuria și satisfacția mea, în aceste două jocuri și în aceste două săptămâni de când ne-am cunoscut, au pus în aplicare în proporție destul de mare, să nu zic de 100%, pentru că mai sunt câteva lucruri care mai mă macină, dar ceea ce am discutat cu ei, băieții au încercat să pună în aplicare rapid și au reușit în foarte, foarte mare măsură. Pentru asta nu vreau să le transmit decât atât. Și-au demonstrat că se poate, și-au demonstrat că au valoare, pentru că chiar dacă, eu știu, rezultatul de acasă cu Botoroaga 4-0 și rezultatul în deplasare de la Zimicea 2-0, ca număr de goluri. Sunt fireși. Ca număr de goluri, eu știu, pare destul de mic în comparație cu un turnul care câștigă acasă cu 8-2 etapa trecută. Eu vă spun că am avut ocazii. Eu când spun ocazii, înseamnă ratări din 6 metri, din careu de 6 metri, da? Minge finalizată, dată în portar, în bară, pe lângă poartă. La mine situațiile sunt, decât când ajungem pe undeva pe la 16 metri cu mingile alea, sunt situații. Ocaziile sunt cele care finalizăm și ratăm. Au fost foarte multe, adică scorul putea fi în meciul cu Botoroaga undeva 8-0, 10-0, nu, haide să nu exagerez, au avut și eu ocazie și puteau să marcheze. 10-0 nu e de bun augur. 10-0 da. Nu e de bun augur. Nu, n-am superstiție de genul ăsta. Iar la Zimnicea, la fel, în minutul 7, dacă era 2-0 pentru noi, în contextul în care s-a ratat un penalti și în contextul în care Florin Radu centrează mingea în fața porții, iar finalizarea lui Olteanu lovește un jucător de la Zimnicea care se afla pe linia porții, deci numai ghinionul a făcut ca minutul 7 să nu fie 2-0. După care au urmat cele două goluri și plus alte multe ocazii ratate de echipa noastră în cea de-a doua repriză. De asta vă spun... Nu le-am discutat, nu le-am spus decât principiile mele, le-am spus modul meu de lucru, le-am spus ce pretenții am de la ei și mă bucură faptul că au pus în aplicare foarte repede. Nu le doresc decât să meargă pe aceeași linie ca să putem să avem o colaborare liniștită și cu rezultate foarte bune. Ați găsit echipa divizată, bisericuțe, grupuri, simpatii prea pronunțate, afinități elective prea pronunțate, ca să folosesc un termen clasic? Nu. Eu nu am văzut, credeți-mă că eu nu am văzut.
Ca și o noutate, chiar și în această seară sau începând cu această zi, am hotărât împreună cu conducerea clubului ziua de luni după antrenament să mergem împreună, să luăm masa cu tot lotul, să chiar să ciocnim un pahar de vin împreună, să încercăm să creăm o unitate de grup ca la echipele profesioniste, ca la echipele de ligă superioară. Domnule antrenor, înainte să fiți reînscăunat la Alexandria, după mult timp, din nou la Liga 4. Vă simțiți iarăși parcă debutant? Sau o luați de la capăt, un nou drum, alte planuri, trageți aer în piept? Ce mai știa despre competiția din Teleorman? O mai urmăreați? Fac o paranteză. Revin la Alexandria, chiar dacă este în Liga 4, oricând. Iar despre fotbalul din Teleorman, spre norocul meu, anul trecut au activat aici în județ la dumneavoastră doi foști cu echipirea mei la una dintre echipe, la Olteni, din câte mi-am aminte, și întotdeauna mi s-a spus că sunt, comparativ cu județul Dâmbovița, sunt echipe foarte bune de nivelul Ligii a 4-a, sunt terenuri destul de bune unde se poate practica un fotbal bun pentru nivelul Ligii a 4-a. Adică toate informațiile care le-am despre fotbalul din Liga 4 din Teleorman au fost cu cuvinte laudative. Bănuiesc că următoarea întrebare o să fie: ce părere aveți despre echipele care se retrag? Nu, ce părere aveți despre Sporting Turnu? Și în moment ce discutam despre Sporting Turnu, principala favorită, îndrăznesc să spun, la câștigarea titlului de campion județean și de promovare în Divizia C, în Liga 3-a, mă scuzați, avem niște imagini surprinse la antrenament. Am rulat imaginile cu antrenamentul de fotbal cu Municipal Alexandria și acum le dăm pe cele de la turnu. Sporting Turnu nu exista acum 3 luni. E o echipă formată în urma inițiativei unui investitor privat, Walter Raffini, un om potent financiar, care a reînviat fotbalul la Turnu, municipiul Turnu Măgurele. Dacă ați urmărit competiția fotbalistică din județ, un an de zile a stat fără competiție la nivel de seniori, la nicio divizie, nici Liga 6, nici Liga 5, cu atât mai puțin Liga 4. A venit, a făcut Sporting Turnu, Turnu Măgurele, aceasta este denumirea oficială formații, a adus jucători, îl vedem pe Vali Bădoi, antrenor și jucător, și la momentul actual ocupă poziția întâi a clasamentului. Ce știți despre Sporting Turnu? I-ați văzut vreodată pe viu? Nu i-am văzut pe viu pe Sporting Turnu în actuala formulă. Revin în urmă cu 4 ani de zile în care Sporting Turnu activa la Liga 4, FCM Alexandria Liga 3, am făcut niște meciuri amicale. Bănuiesc că din conducerea de atunci sau din jucătorii de atunci nu mai există, mai ales că actuala echipă s-a format în urmă cu 3 luni destul de rapid, așa, într-un sistem de ăsta ad hoc, repede, dar se pare că prezența lui Vali Bădoi în angrenajul și în staful echipei spune totul. Chiar dacă patronul echipei, domnul Raffini, asigură partea materială, partea financiară în destul, să zic, ca echipa să-și desfășoare activitatea cât mai ok din toate punctele de vedere, fără un bun management, fără un antrenor cu experiență, un fost jucător de nivel mare sau foarte mare, cum este Vali Bădoi, cred că rezultatele n-ar fi putut apărea așa de rapid. Spun că este pionul principal în angrenajul acestei echipe, Vali Bădoi. Întotdeauna l-am admirat, întotdeauna am urmărit rezultatele pe unde a antrenat și echipele antrenate de Vali Bădoi au fost întotdeauna fruntașe.
meciul dintre Fotbal Club Municipal Alexandria și Sporting Turnu, am înțeles că l-ați urmărit pe DVD-ul. Aici e Celic, îl cunoașteți pe Celic, l-ați avut elev? Cum să nu. E o pierdere pentru FCM-ul? Din punctul meu de vedere, da. Am vorbit cu actuala conducere ce s-a întâmplat. Au fost negocieri între Celic și actuala conducere. Nu s-a ajuns la o înțelegere și atunci Celic, am înțeles că a insistat să plece. El a plecat inițial la Sporting Roșior de Vede, se află în proprietatea clubului de Liga 3 a Sporting Roșior de Vede, împrumutat până în această iarnă, până la pauza competițională de tur și retur, la Sporting Turnu Mugurele. Nu a prins acolo echipa, mă rog, nu s-a acomodat, chestiuni interne. În această vară, când dumneavoastră negociați pentru preluarea lui Fotbal Club Municipal Alexandria, o întreagă echipă se afla la final de contract. Jucători. 11, da. 13 jucători. Majoritatea dintre ei au plecat. Jucători care n-au stat foarte mult pe gânduri și s-au integrat foarte bine în alte echipe. Lătea, chiar dacă are, e trecut de 30 de ani, joacă foarte bine titular meci de meci la Sporting Roșu și eu de vede la Liga 3. Celic îl vedem acum la Sporting Turnu Măgurele, îl vedem pe Știrbu, pe David, pe Urucu, pleca și ei la Turnu Măgurele. Fotbal Club Municipal pierde acasă 0-1 cu Sporting Turnu Măgurele, cu jucătorii ăștia în tricoul galben-verde. E drept acum, când te așezi la masa negocierilor, unele negocieri nu ajung la un final fericit. Însă, să pierzi atâtea jucători, atât de mare brand de FCM-ul Alexandria încât își permite să piardă o întreagă echipă? Dați-mi voie să mă abțin, pentru că dumnealor știu ce, asta vă spun, poate a fost, nu știu, poate vorbesc greșit, poate a fost dorința tuturor, a celor care au preluat echipa sau au considerat că trebuie o schimbare totală în ceea ce înseamnă FCM Alexandria, adică jucători care au stat 4-5 ani la echipă, rezultatele poate nu au fost pe măsura cerințelor din vremea respectivă și atunci, exact cum spunea și Florin Radu mai devreme, nu neapărat numai antrenorii sunt de vină, nu neapărat numai conducerea e de vină, mai sunt de vină și jucătorii, adică prin aportul lor apar rezultate satisfăcătoare sau mai puțin satisfăcătoare. Și probabil, analizându-se ultima perioadă a FCM Alexandria și văzând pe ce jucător s-a bazat FCM Alexandria și văzând rezultatele, probabil s-a constatat că în urma unor negocieri, sunt convins că au fost negocieri cu fiecare dintre toți acei jucători, văzând, eu știu, pretențiile și randamentul pe care l-au dat, s-a considerat că nu sunt de neînlocuit. Fără doar, nimeni nu este de neînlocuit, Doamne ferește, mai ales la nivelul acesta. Era doar o întrebare. E frustrant să fii suporter al lui FCM, să vezi jumătate din echipa care evolua la Alexandria și te mai și învingă chiar acasă. Am încercat să fiu suporter alexandrian, eu neavând buletin de Alexandria. E mai greu, dar fac un exercițiu de imaginație. Domnule Romul Ciobanu, mai puțin de 10 minute până la final, încercăm un galop de sănătate, întrebări și răspunsuri. Nu mai aveți foarte mult până la finalul turului de campionat. Mi-am notat aici ultimele 4 partide pe care le mai aveți de disputat. Cu siguranță, orice meci este foarte dificil, însă astea 3 mi se par foarte, foarte grele, mai ales acum pe final. Etapa a 12-a, săptămâna aceasta, la Alexandria vine Unirea Brâncen condusă de Marian Botea, nu? Fost elev al dumneavoastră și secund. După care, în etapa 13-a, Fotbal Club Municipal merge la Plosca, cred că le-a expirat în sfârșit suspendarea, pentru meciul cu Astra Plosca. După care, etapa 14-a, acasă, jucați cu Unirea Petrolul Videle, nu mai e adversarul de anul trecut când trăgea la promovare, dar e un adversar de tradiție și cu siguranță nu vor veni nu se vor preda ușor. Și apoi, pe 6 decembrie, ultima partidă a turului de campionat, o deplasare, teorie abordabilă la Olteni, cu Viața Nouă Olteni, o echipă care trece pentru o perioadă foarte, foarte grea. 4 partide, 3 dintre ele foarte, foarte dificile. Eu o pun și pe a patra, cea de la Olteni. Nu cred că va fi ușor pentru băieții noastre acolo.
Care e cel mai greu așa? Următorul? Întâlnirea cu Marian Botea? Întâlnirea cu Marian Botea? Nu, toate sunt dificile. Întotdeauna, eu am spus și cred că e destul de în regulă, să zic așa, răspunsul pe care îl dau, ținând cont că, indiferent la ce nivel ne aflăm, uitați-vă că în momentul în care, eu știu, Ceahlăul Piatra Neamț se joacă contra Stelei, toată lumea se așteaptă să vadă o cascadă de goluri din partea Stelei. 4-0, 5-0 pentru Steaua. Nu. Întotdeauna echipele mai mici, când joacă contra echipelor puternice, se autodepășesc. Jucătorii au o altă atitudine, jucătorii au o altă dorință de victorie în meciurile cu echipele puternice. Și atunci, din această cauză, meciurile cu echipele, să zicem, inferioare, devin mai dificile. De asta vă spun, fiecare din meciurile care au mai rămas vor fi importante. Acum, este adevărat că meciul contra Brâncenului este un derby, ținând cont de locurile pe care situează echipele, Brânceni locul 2 și Alexandria locul 3, plus că acum vedem și dacă Marian Botea a învățat ceva de la mine. Poate a învățat să vă învingă, mai știți. Cum e, nu vreau să cred în zicala asta în cazul de față, că elevul și întrece profesorul. Să mai aștepte și el. Să mai aștepte, da, să mai aștepte. Chiar așa. Dar, cum vă spuneam, obiectivul meu de la venirea echipei este câștigarea tuturor punctelor puse în joc până la finalul campionatului. Așa, simplu fiind spus, ne dorim victoria la fiecare joc care a mai rămas până la finalul campionatului, nu până la finalul turului. Vom fi cu ochii pe FCM Alexandria. Domnule Romulus Ciobanu, toată lumea vorbește bine despre noastră. N-am auzit pe nimeni să vă critice. Mă bucură enorm. Prinde treaba asta? Mă bucură enorm. Vă spun că sunt aspecte care au cântărit în alegerea făcută de mine de a veni la Alexandria chiar și la jumătatea turului de campionat. M-am bucurat întotdeauna de aprecierea oamenilor, m-am bucurat întotdeauna de vorbe frumoase auzite din partea spectatorilor, a specialiștilor de fotbal din Alexandria și chiar și acest aspect a cântărit foarte mult în revenirea mea la Alexandria. Mă simt ca acasă, din cauza asta nu mi-aș ierta-o dacă, eu știu, n-aș veni cu un plus sau dacă la finalul anului, la finalul anului competițional, nu se vede un plus prin venirea mea aici. Ultima întrebare, ne relaxăm un pic. Cred că ceasul tică e finalul emisiunii, mai ținem puțin așa. Aveți mulți prieteni în Telorman, ați mai lucrat cu Gabriel Vrădulescu la Caransebeș, la Fotbal Club Caransebeș. Săptămâna trecută a fost pe scaunul dumneavoastră, vorbea de o eventuală plecare din nou la Caransebeș și părăsirea conducerii Sporting Roșu RDVD. Ne promitea un răspuns sau promitea un răspuns și conducerii de acolo în pauza competițională. Ați mai urmărit Sportingul? Îl urmăresc, vorbesc cu Gabi permanent la telefon, chiar ne-am întâlnit săptămâna trecută, ne-am întâlnit și la meciul de la Târgoviște contra FCM-ului, am văzut meciul împreună din tribună, am avut o colaborare foarte bună cu Gabi, m-a solicitat, mi-a propus să preiau Caransebeșul undeva în etapa a doua sau a treia din returul campionatului, în care în momentul acela Caransebeșul era la 6 puncte de primul loc, Recaș, la momentul respectiv. Au sperat că se poate realiza promovarea. Am mers acolo, am avut 6 meciuri, din care 5 victorii și un egal consecutive. Ne-am apropiat oarecum de Recaș și spre dezamăgirea noastră am pierdut contra Recașului în meciul direct de acasă. Sporting Roșiori, la cum îl cunosc pe Gabi, se datorează această echipă de Liga 3 și rezultatele care le are în momentul de față cu, eu știu, o bază materială nu foarte bună, o bază materială pentru strictul necesar, iar rezultatele sunt bune spre foarte bune, ținând cont de
acest suport financiar. Dar prin organizare, prin flerul lui Gabi de a-și aduce niște jucători de calitate, prin mâna antrenorului Cristi Negru, care Gabi știe, la meciul cu FC Târgoviște l-am felicitat pentru jocul pe care îl prestează echipa condusă de Cristi Negru. De asta spun, prin această organizare și prin acest mod profesionist de a lucra, Sporting Roșiori are un început de an destul de bun în Liga 3. Timpul nostru a expirat. Răspunsul nu mai aștept. Dacă pleacă Gabriel Vlădulescu și din nou la Caransebe și vine telefonul... Dar nu răspundeți la asta. Păi v-am mai chemat așa, nu-i problemă. Acum, atunci a fost etapa a doua, poate să fie a 15-a, zic. Da. Bun, doamnelor și domnilor, nu aștept răspuns. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția de astăzi, luni 10 noiembrie, a Sportsul Special. Invitatul nostru din această seară, Romulu Șobanu, proaspătul tehnician reîntors pe banca lui Fotbal Club Municipal Alexandria pentru a aduce acest club, acest brand, acolo unde este locul, adică cât mai sus în fotbalul divizionar. Atenție, ține minte această declarație. Bogdan Cotuță vă mulțumește pentru atenție. Mâine la ora 10 suntem în reluare. În câteva minute vin știrile Mediasud. Ne găsiți pe sportsud.ro. Toate bune!